Suntem Monica și Igor, instructori la școala de dans DanceTime. În cele ce urmează vă vom prezenta câțiva pași de bază pentru amatori. Vom începe cu valsul vienez. Cea mai importantă este poziția. Aici tălpile sunt lipite, mâna stângă a fetei este pe antebrațul băiatului, mâna dreaptă a băiatului pe omoplatul fetei cu degetele lipite. Nu există spațiu între brațe. Primul pas este pasul lateral. Acest pas se desfășoară în trei timpi. Pe timpul 1 avem deplasare laterală. Pe timpul 2 apropiere de picioare și ridicare pe piciorul drept. Pe timpul 3 coborâre pe piciorul stâng. Același lucru se întâmplă și în cealaltă direcție. Timpul 1 deplasare, timpul 2 ridicare, timpul 3 coborâre. Urmează cea de-a doua figură, pas lateral cu întoarcere. Avem aceeași tehnică. Pe pasul 1 avem deplasare laterală cu o ușoară întoarcere. Pasul 2, ridicare. Pasul 3, coborâre. Același lucru și în partea dreaptă. Pas lateral cu ușoară întoarcere. Pasul 2, ridicare. 3, coborâre. Și 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Următoarea mișcare este pas cu deplasare pe diagonală. Pe timpul 1 vom avea deplasare în spate cu piciorul stâng, ușor pe diagonală. 1 deplasare, 2 ridicare, 3 coborâre. Același lucru și cu piciorul drept în spate. Ușor pe diagonală, 2 ridicare, 3 coborâre. Și 1, 2, 3, 1, 2, 3. Același lucru îl vom avea înapoi. Începem tot cu piciorul stâng, în față. Față, urcare, coborâre, pas, urcare, coborâre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Întoarcere, revenim la poziția inițială și urmează finalul. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Să dansăm vals vienez. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera. E resta di un sogno erotico se al mattino è diventato un poeta. Se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.